Slăvit să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus. Și de asemenea să vă binecuvinteze și pe voi toți. Nu o să vă țin mult. Dau seama că sunteți obosiți, fiecare este obosit și dumneavoastră a stat mai mult ca mine, sunteți de la orele 5 și voi ține cont de asta. Un cuvânt de îmbărbătare aș putea să spun, de la 1 Epistola lui Petru, capitolul 1, versetul 2, citez, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul spre ascultare și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite. Amin. Mesajul poartă numele lucrarea Duhului Sfânt în viața creștinului. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem mesajul Evangheliei și să căutăm din toată inima, cerând de la El, să ne umple cu Duhul Său ca să putem fi de folos în această lume, ca lucrarea pe care o facem să aibă impact. Și asta se datorează numai Duhului Sfânt și mă rog Domnului să ne umple de putere. Prima parte, aș vrea câteva gânduri despre lucrarea Duhului Sfânt în viața creștinului. Mesajul, o să avem câteva puncte și nu le voi dezvolta din cauza timpului, dar nu mai le voi aminti ca să le putem reține. În Tit, capitolul 3, cu versetul 5, cuvântul Domnului spune așa, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi, neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Iată o primă lucrare pe care o face Duhul Sfânt în viața creștinului. Atunci putem spune la convertire, Duhul Sfânt face acea înnoire de schimbare ca să putem intra în voia lui Dumnezeu. Putem auzi cuvântul, dar dacă Duhul lui Dumnezeu nu se atinge de inima noastră să ne spună, hei, ești păcătos, ai nevoie de schimbare, nu putem accepta. Numai Duhul lui Dumnezeu poate atinge partea aia sensibilă în care să ne deschidă ochii și să ne vedem că suntem murdari. Duhul Sfânt în viața creștinului face o lucrare de înnoire în primul pas. În al doilea pas, Domnul Iisus spune ucenicilor, rămâneți în cetate până veți primi o putere. După ce veți primi o putere, mergeți în toată lumea și vestiți această Evanghelie a păcii, Evanghelia mântuirii. Propovăduiți-L pe Hristos până la marginile puterii. Iată o lucrare frumoasă în viața creștinului. Prima dată ne schimbă pe noi. După ce ne-am schimbat noi după voia lui Hristos, ne întărește, ne dă putere și ne trimite în lucrarea Domnului. Du-te de acum, du-te și spune ce ți-a făcut Domnul. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Deci iacă că Duhul lui Dumnezeu trimite oameni în slujire. Nu poți să mergi dacă nu ai trimiterea din partea Duhului Sfânt ca lucrarea să aibă impact asupra lumii. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Al treilea parte în care Duhul lui Dumnezeu lucrează în viața creștinului, lucrează în felul următor. La Petru, capitolul 4, cu versetul 12, am înțeles că cine schimbă pe noi și ne trimite în lucrare, dar vedem că Duhul lui Dumnezeu face o lucrare extraordinară. Dacă sunteți bajocuriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Fraților, dacă vom sta acasă și vom predica numai live, nu vom fi batjocuriți. Dar dacă vom ieși afară
și vom începe să spunem despre planul de mântuire a lui Hristos, oamenii vor barjocuri această lucrare, ne vor barjocuri și pe noi. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune, iată ce se întâmplă în viața creștinului când Duhul lui Dumnezeu este în el. Va fi batjocurit, dar Duhul lui Dumnezeu se va odihni peste el. Este extraordinar. Acum, ca să înțelegem cum se va odihni acest Duh al lui Dumnezeu peste oameni, un exemplu foarte frumos îl găsim la Fapte, capitolul 7, cu versetul 55. 7, versetul 55. O să vedem un exemplu cum se odihnește Duhul lui Dumnezeu peste creștin. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer și a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Observați o lucrare frumoasă. În timpul martirajului, în timpul prigonirii, din cauza Duhului Sfânt care este peste omul creștin, peste omul care este în lucrarea lui Dumnezeu, nu se mai panichează, nu mai are frica aia de loviturile mortale, ci practic Duhul Sfânt îl umple de bucurie și vede slava lui Dumnezeu. Este odihna pe care o transmite Duhul lui Dumnezeu. Imaginează-ți că Ștefan urma să fie lovit cu pietre, dar pentru că el vedea slava lui Dumnezeu și îl vedea pe Iisus, nu-l mai interesa loviturile de pietre și batjocura oamenilor. Iată că Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste omul care lucrează în momentul când este prigonit și el se bucură de lucrul acesta. Se bucură până la urmă că are și el parte de ceea ce a avut Domnul Iisus parte. Este părtaș la suferințele lui cât și la bucurile lui. Slăvit să fie numele Domnului pentru lucrul acesta. Și o ultimă lucrare pe care o face Duhul Sfânt, o ultimă în ceea ce voi prezenta, nu este ultima din Sfintele Scripturi. La Romani, capitolul 5, cu versetul 5, spune, însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Iată că prin toate fie necaz, încercări sau prigoană sau slujire, Duhul lui Dumnezeu toarnă un belșug de dragoste în viața creștinului, astfel creștinul poate deveni o sursă de dragoste pentru ceea ce îl înconjoară. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta ca să abundăm în roadele Duhului. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Acum la ceea ce am citit eu din Petru, cuvântul lui Dumnezeu spunea acolo că sfințirea lucrată de Duhul Sfânt spre ascultare, câteva puncte în care Duhul Domnului lucrează, și mai departe spunea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. În Coloseni, capitolul 1, versetul 14, spune așa. În Iisus avem răscumpărare și în sângele Lui avem iertarea păcatelor. Este extraordinar lucrul acesta. Dar iertarea păcatelor noastre vine în urma ceea ce a făcut Duhul Sfânt care îmi spune în Tit. Căci Duhul Sfânt ne înnoiește pentru Hristos. În momentul când am înțeles că avem nevoie de jertfa lui Hristos și chemăm sângele lui Iisus să spele păcatele noastre, noi suntem curați din pricina sângelui Său. Slăvit să fie numele Domnului și mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. În Hristos avem răscumpărarea. Dacă vorbim de răscumpărare, ar însemnând că noi eram vânduți robi drept păcatului. Dar Hristos, cu trupul Său însuși, a plătit această plată, care era o plată cu viața Lui și ne-a răscumpărat pe noi și cu sângele Lui suntem iertați, slăviți să fie numele Lui. Un ultimul punct pe care vrem să încheiem și spune așa, harul și pacea să vă fie înmulțite. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Vorbim de pace și vorbim de har. O să vorbim de pace. Domnul nostru Iisus Hristos este numit în Isaia 9:6
putem spune prințul păcii. El este sursa sau cauza în care între Dumnezeu și om el a făcut pace. Pentru că între Dumnezeu și om, din cauza păcatului, era un război și este un război. Dar Hristos este mielul lui Dumnezeu care a făcut pace între noi și Dumnezeu. Și astfel, împăcându-ne pe noi cu Dumnezeu, noi am căpătat pace. De ce? Pentru că știm că suntem iertați și putem sta în fața Tatălui, în rugăciune, numai în numele lui Iisus. Un verset spune, nimeni nu poate veni la Tatăl decât prin Hristos. Și Domnul Iisus mai amintește, El este ușa oilor. El este ușa pe care putem intra și să găsim pace dincolo. Slăvit să fie numele Domnului pentru lucrul acesta. Pentru că Hristos aduce pace. Acum aș vrea să vorbim puțin despre har. Și cu asta vom încheia cu acest subiect. Când vorbim de har, harul însemnând, de multe ori se traduce hesed și asta însemnând de obicei dragoste stătătoare. O dragoste stătătoare și dacă spunem dragoste stătătoare, se referă la dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Și pot să spun slăvit să fie numele Domnului. Harul Domnului în Sfintele Scripturi este tradus în prima parte în durare de 149 de ori. 149 de ori în durare și referindu-se la harul lui Dumnezeu. Ceea ce spune Pavel lui Tit. Dumnezeu ne-a mântuit nu pentru fapte, ci pentru îndurarea Lui. Și noi îndurarea aceasta o numim har. A doilea parte, care o ramură a harului, de 38 de ori, 38 de ori este numită bunăvoință. Dumnezeu a avut, are și va avea bunăvoință față de noi, să ne mântuiască, să ne iubească, slăvit să fie numele Lui. Al treilea ramură a harului este transmis în Sfintele Scripturi de 30 de ori, milostenie. Prin har înțelegem că Dumnezeu a avut milă de noi, are milă de noi și va avea milă de noi. Ca o paranteză, pot să întreb, de ce m-a ales Dumnezeu să mă mântuiască? Eu aș avea un răspuns simplu, dar apoi când s-a uitat la mine, la trecutul meu, la prezentul meu și la viitorul meu, Dumnezeu a zis, probabil, omul ăsta, prin inorocit, are nevoie să fie salvat. Și are nevoie de îndurare, are nevoie să-l milostesc într-un fel. Și atunci Dumnezeu, plin de milă, s-a îndurat de mine și de dumneata. Al patrulea lucru este că harul mai poartă de 12 ori numele de bunătate. Pentru că Dumnezeu este plin de bunătate pentru noi în fiecare zi. Slăvit să fie numele Domnului. Iar ca exemplu, un exemplu mic, putem găsi în Ieremia 31:2, spune că și eu ți-am păstrat bunătatea mea pentru tine. Vom vedea că de multe ori și noi ne raportăm unii la alții cu bunătate. Ați văzut cum s-a purtat Rut cu Naomi, cum s-a purtat Boaz cu Rut, este un sentiment de bunătate și noi bunătatea asta o numim har. Și noi am gustat din harul lui Dumnezeu. Cred că v-am ținut destul de mult și dacă v-am obosit îmi cer scuze pentru că dumneavoastră a stat mai mult. Și doresc ca Domnul să vă binecuvinteze și să ne ajute să luptăm și să lăsăm Duhul Sfânt să inunde viața noastră ca să putem fi roditori pentru împărăția lui Dumnezeu. Vă binecuvântăm și vă dorim pentru cei din România o seară binecuvântată și pentru cei din afară o zi sau o dimineață binecuvântată. Mult har și pace! Amin, slavă Domnului Iisus Hristos, mulțumim pentru mesaj, niciodată nu este prea mult.